Moldovenii plătesc cel mai mare preț pentru gazele naturale din sud-estul Europei. O constatare în acest sens a fost făcută de către expertul IDIS Vitor, Veceslav Ioniță, care a publicat o statistică care ar demonstra această situație. De cealaltă parte, conducerea Moldova Gaz, dar și cea a Energocom spun că informațiile nu corespund realității și că Republica Moldova nu poate fi comparată cu țările care au resurse proprii de combustibil. Potrivit expertului economic, prețul gazelor în Republica Moldova este de 4 ori mai mare decât în Ucraina sau Ungaria și cu 45% mai mare decât media regională, dar nu precizează perioada la care face referință. Veceslav Ioniță susține că cel mai mic preț la gaze este achitat de Ucraina, 4 lei și 12 bani, urmată de Ungaria cu 5 lei și 38 de bani. În Croația și Serbia, consumatorii plătesc 9 lei și 40 de bani, iar în Slovacia, România și Polonia se achită între 12 și 15 lei pentru un metru cub. Polonia este urmată de Moldova cu 18 lei per metru cub și Bulgaria cu 18 lei și 39 de bani. Dacă să ne raportăm la prețul median de 12,5 lei per metru cub, atunci doar în luna decembrie noi am fost deposedați din motive necunoscute cu încă 750 de milioane de lei. Pentru întreg sezon de încălzire noi vom plăti în plus pentru gazele naturale numai puțin de 4,5 miliarde de lei. Asta dacă luăm prețul median, dar nu cel din țări precum Ucraina și Ungaria, menționează Ioniță. În reacție, șeful de la Moldova Gaz susține că această comparație făcută de expert nu este corectă. Trebuie de comparat prețul de achiziție, care intră în tarif, trebuie de comparat transportul, costurile de transport, distribuția, costurile de distribuție, adică tariful distribuției și tariful final. Dar comparația cu Ucraina chiar nu este corectă, pentru că Ucraina subvenționează costul gazelor naturale. Subvenționează din contul producției proprii. La fel este subvențiile din partea Guvernului României. Plus este subvenție din partea Guvernului Ungar. Deci e destul de mult la preț de achiziție. Și aici cred că trebuie de luat o bază de referință. A fost perioade când în Moldova, când procuram gaz de la Gazprom, ca de exemplu, tariful a fost în 2020-2021 până la majorarea și vorbim despre 2019, tarifele au fost cele mai bune din regiune. Dacă asta ca comparație. Dat fiind faptul că deja procurăm la prețuri de piață, nu după formulă, care este în contract cu Gazprom, respectiv prețul de achiziție diferă. Și responsabilii de la Energocom ne-au spus că informațiile publicate de Ioniță sunt eronate. Noi analizăm tot ce se întâmplă în Europa, nu departe doar de sud-est. Vedem foarte bine că Republica Moldova se află undeva în mijloc. Nu are un preț minim așa cum este Ucraina, un țară care e de război. Și la fel nu are un preț minim așa cum fac sau au prețul țările care au contracte agreate cu Gazprom. Foarte interesantă analiză când tu compari o țară care este dependentă de gazul din exterior cu o altă țară, cum ar fi România, care are extragere proprie de gaz. L-am contactat și pe ministrul energiei pentru o reacție, dar Victor Parlicov nu a răspuns la telefon. Iar responsabilii de la Energocom și Ministerul Energiei nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Săptămâna trecută, Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică micșorarea tarifului la gaze. Prețul va varia însă în funcție de luna în care va fi aplicat, spune furnizorul. Despre faptul că gazul s-ar putea ieftini începând cu februarie, a vorbit și ministrul energiei. Victor Parlicov a menționat că săptămâna curentă Republica Moldova va achiziționa gaze naturale direct din nava care le transportă din SUA, cu aproximativ 340 de dolari pentru 1000 de metri cubi. La sfârșitul anului trecut, Victor Parlicov spunea că pentru a fi reduse cifrele din facturi, trebuie mai întâi să consumăm gazele cumpărate în 2022 la prețul mediu de 1200 de euro. Din acest an, Gazprom livrează gaze naturale către Moldova Gaz cu 380 de dolari pentru 1000 de metri cubi, dar cantitatea se duce pe malul stâng al Nistrului, iar de acolo noi cumpărăm curent electric. Moldova a renunțat la gazul rusesc de la sfârșitul anului 2022 și s-a reorientat pe piețele din vest, după ce Gazprom a redus cantitatea livrată Chișinăului. În prezent, consumatorii casnici achită 18 lei pentru un metru cub de gaze. Ultima oară, tariful a fost revizuit în luna iunie. Prețul cel mai mare al combustibilului pe care l-au plătit moldovenii a fost de aproape 30 de lei pentru un metru cub, stabilit în octombrie 2022.